Mă prezint în fața dumneavoastră cu ceea ce a însemnat în viața mea 60 de ani de teatru. 60 de ani în care am făcut de toate, în care am avut bucuria să joc cu mari actori ai Teatrului Constantin Tănase, Puiu Călinescu, Mircea Crișan, Nicu Constantin, Jean Constantin, Nae Lăzărescu, Vasile Muraru și mulți, mulți alții, printre care marea artistă Stella Popescu. În această perioadă am căutat să mă diversific cât mai mult, pentru că genul de revistă presupune o mare diversificare. Să cânți, am cântat peste 100 de melodii, să interpretez în teatru, am interpretat și la Tănase, și la Târgu Mureș, și la Naționalul Bucureștean. Nu mai spun de marele noastre spectacole de revistă, nu mai spun de piesele de teatru din radio, Teatrul Național Radiofonic, turneu în toată lumea, în peste 30 și ceva de țări, alături de marele regizor Dan Puican, soțul Stelei Popescu, împreună și de unul singur, împreună cu Stella și de unul singur cu alți colegi din teatru. Teatrul acesta presupune un efort imens. Când mi-a venit rândul să-mi iau hotărârea de pensionare, am văzut că figurează la mine acolo 73 de ani de muncă. Deci sunt ceva ani. Nu mai spun că în această perioadă am ocupat și funcția de director vreo 20 de ani, perioada în care, alături de colegii mei și mai ales de Vasile Muraru, un prieten adevărat și un excelent director pentru Teatrul Tănase și nu numai, am luptat ca să refacem această clădire care arată cum arată. Sperăm ca acest lăcaș de cultură să fie imortalizată în viața noastră a tuturor ca Teatru Național de Revistă. Mă bucur că putem face această trecere în revista valorilor Teatrului Constantin Tănase. Nu mă bucură situația în care suntem. Sperăm să o trecem cu curaj, cu dorința tuturor ca forțile Teatrului Tănase să se redeschidă, să reapară noua generație de artiști pentru noi spectatori, noua generație de spectatori. În cariera mea de aproape 60 de ani am jucat pentru mai multe generații. Teatrul de revistă s-a manifestat la fel și a avut la fel același succes. Și acum are o șansă în plus aceea de a avea în fruntea sa un excelent actor și un excelent gospodar de la mine din Moldova. Dragii mei, m-am bucurat că am avut acest prilej sau că am acest prilej și să mă socotesc cu tot ceea ce am făcut eu pentru teatru, pentru familia mea, pentru societate, în campania pentru Teatrul Constantin Tănase. Merităm să ne dăruim toată forța și toată dragostea noastră și toată iubirea noastră acestei minunate instituții. Și acum să-mi iau într-un fel special la revedere de la dumneavoastră. Bine ați venit cu gânduri bune! Însă de mult observ ceva, aveți o mică slăbiciune, iubiți artiștii, nu-i așa? Și fiindcă suntem împreună, după zi grea, eu vă propun să avem măcar o seară bună și atunci încerc să vă dispun. Săr mâna, mulțumesc, te salut și te stimez,
lume, lume. Și mă simt dator vândut să-ți cânt, să te sarut, lume, lume. Pentru tine sunt aici și Pierrot și Măscărici, lume, lume. Sunt un om mare sau mic, dar să mă iubești un pic, lume, lume. Poate va trage la spectacol această lume de artiști. Și artiștii nu sunt un miracol, sunt oameni simpli, optimiști. Poate îl priviți cu simpatie pe un oarecare arșinel. Și ați observat că în actorie s-a împlinit și e Michael. Sărut mâna, mulțumesc, te salut și te iubesc, lume, lume. Și mă simt dator vândut să-ți cânt, să te salut, lume, lume. Pentru tine sunt aici și Pierrot și Măscărici, lume, lume. Sunt un om mare sau mic, dar să mă iubești un pic, lume, lume. Sunt un om mare sau mic, dar să mă iubești un pic, lume, lume. Și de v-a derutat decorul sau de v-am supărat nițel, al dumneavoastră sunt actorul ce vă iubește, Arșinel.